Da. Bun, deci 43 minute, doamna Pădure, 20 minute. Mulțumesc. Și 5 minute de întrebări. Asta înseamnă că la 2:30 trebuie să trec. Eu sunt Ionela Pădure și astăzi vă voi vorbi despre copiii din Bitorești și vă voi spune de ce. Pentru că eu la bază sunt profesoară și mă interesează cum se construiește cunoașterea și consider că atunci când vorbim despre identitate, trebuie să facem treaba asta în mod asumat și să conștientizăm că identitatea joacă un rol esențial în producerea cunoașterii. O să vă spun pe scurt două cuvinte despre satul nostru, care nu este satul meu, nu este comunitatea mea, sunt o parte venit acolo atât. Este un sat cu o populație de peste 80% romi, proveniți din familii romi sau proveniți din familii mixte. Cu asumare identitare diversă și o să vedem, o să vă explic mai târziu. O comunitate săracă și dacă mă întrebați, ok, săracă, dar în raport cu ce sau în comparație cu ce, având în vedere că sărăcia este relativă, o să vă spun că m-am gândit așa la, nu știu, traiul zilnic mediu al nostru, cum mă raportez eu, dacă vreți, și în comparație cu asta, eu consider că statul Bitorești este mai degrabă o comunitate săracă și un nivel de educație formală foarte scăzut în rândul părinților. Acesta este statul Bitorești. Acum, dacă vorbim despre identitate etnică, pentru că ne aflăm astăzi la o sesiune de cercetări științifice care poartă numele Gheorghianism și Nicolae Gheorghe a avut această întrebare polemică, dacă vreți, bă, de ce ești tu țigan? Hai să vedem. Variabile în asumarea identității etnice în rândul copiilor din Bitorești, după cum vedeți, eu am adăugat acolo 4.000, dar n-am găsit decât una. Și am tot căutat. Și singura variabilă pe care am găsit-o a fost asumarea sau neasumarea identității etnice în rândul părinților. Altceva mie nu mi-a ieșit. Și lucrez cu aproximativ 100 de puști. Și atunci, în rândul părinților, ce se întâmplă? Avem trei atitudini. Atunci când vorbim de identitate. Amestea mama, da? Romii care își asumă identitatea, care sunt ok cu asta. Mai există comunitatea celor care spun noi suntem țigani și acest lucru, pentru că, repet, domnul Nicolae Gheorghe spunea că fiecare are dreptul să se identifice așa cum vrea. Asta sunt și atitudinea noi nu suntem țigani, deși, atenție, eu am scris aici foarte clar în rândul părinților rom. Deci, în rândul părinților rom există și această atitudine noi nu suntem țigani. În rândul copiilor rom ai satului există aceste două identități. Amesam roma, da, luată așa cum au văzut ei la părinții lor, sau noi nu suntem țigani. Dacă observați, a dispărut acea atitudine, noi suntem țigani. Pe asta nu regăsim în rândul copiilor. Deci fie este această atitudine amesam roma, dar suntem ok, suntem rom, vorbim romanesc sau nu, dar suntem rom, sau noi nu suntem țigani. Deși, atenție, vorbim de copiii romei satului. Acum, interacțiuni între copiii romi ai satului. Ce am observat noi în ăștia 4 ani de lucru cu puștii din Bitorești? Faptul că ei se grupează în funcție de asumarea sau nu a propriei identități etnice. Deci, cei care își asumă identitatea cu cei care își asumă identitatea, cei care nu își asumă identitatea, cei care nu își asumă identitatea și vorbim de copii rom. Am mai observat faptul că acești copii romi asumați sunt despre colaborare și relații cu copiii romi neasumați, dar lucrurile nu sunt viceversa. Deci, și o să vin cu exemple, dar haideți să mergem mai departe. Și avem cazuri particulare, și anume, copii rom asumați identitar, care au părinți care nu își asumă identitatea etnică. Și aici o să vină la dumneavoastră cu un exemplu. Denisa este o puștoaică foarte mișto, cu care noi lucrăm de mulți ani și vine dintr-o
familie mixtă, tatăl rom, mama româncă. Și îmi spune, doamna, oare pot să studiez și eu limba română, dar fără să știe mama? Vă dați seama ce îmi spune acelui copil? Oare cum să construim cunoașterea acolo, când încă noi cu noi nu suntem ok, n-avem cum. Acum mai este un puș Rareș care vine dintr-o familie romă, mamă romă, tată rom, care participă cu drag la activitățile noastre și la cele pe partea de cultură romă, dar la fel se ascunde de părinții lui. Nu vrea ca mama lui și tata lui să afle că el vine și participă la activitățile organizate pentru copiii romei satului. Mie asta mi se pare atât de dureros. Pentru că asta e ca și cum dureros pe de-o parte și de altă parte cumva distruge cam tot ce facem noi, pentru că puștura se duce acasă și acasă se întâlnește cu tot o altă atitudine atunci când vine vorba de identitatea lui. Efecte în relaționare și nu numai. Ce am observat noi? Stimă de sine scăzută? Da, asta e clar. Și violență verbală. Și aici, la violență verbală, vreau să vă povestesc că am avut o discuție cu o colegă romie și îmi spunea, măi, Ionela, dar stai un pic, să înțelegem. Deci, elevii romi râd de elevii romi asumați, râd de elevii romi neasumați. E clasist? Nu e. Pentru că n-am găsit nicio variabilă care să ducă spre clasism. Adică nu e că romii bogați râd de romii săraci. Sau, nu știu, romii cu un anumit nivel, cu un anumit statut social sau cultural sau așa mai departe, râd de ceilalți care aveau un nivel mai scăzut. Nu sunt aceste variabile. Pur și simplu, sunt romi care sunt asumați, care fac parte din toate, dacă haide să le numim categorii sociale, deși e mult spus, față de ceilalți care la fel vin, sunt și romi mai puțin înstăriți, înstăriți și așa mai departe, care pur și simplu nu sunt ok cu ei. Și de unde? Pe mine m-a interesat, pentru că noi ne propunem să semănăm cunoaștere în sat, pe mine mai... O să revin la asta, dar de ce? Am spus, de ce mă interesați pe mine acest lucru? Pentru că ne propunem să construim o bază solidă în procesul de educație și în procesul de educație în ansamblu lui, că suntem profesori, parte dintre noi și ceilalți, știți foarte bine că atunci când vorbim de educație, nu vorbim neapărat de conținuturi. Asta e o parte. Educația nu înseamnă doar învățare. Educația înseamnă mai mult decât asta. Și pentru că ajungem la acest proces de educație și să-l, dacă vreți să-l spargem așa în bucățele, identitatea joacă un rol extraordinar. Dacă suntem ok cu noi, vom putea să construim pe lucrul acesta. Și acum mă întorc la slide-ul de dinainte. Dacă pot, da? Ce e de făcut? Și eu mi-am permis aici să mă joc cu cuvintele și am zis eu așa că ar trebui să avem contexte de construire, contexte de cunoaștere culturală proprie. Și este exact cam ce facem și noi la Vizurești. Le dăm oportunitatea puștilor să afle despre identitatea romă din alte surse decât mass media sau, cu părere de rău spun asta, literatura și din zilele noastre. Deși trebuie să recunoaștem că lucrurile au evoluat spre bine, în sensul că în acest moment avem specialiști în mai toate domeniile și putem să vorbim despre noi. Ceea ce nu era cazul acum 50 de ani, când, atunci când se vorbea despre comunitatea romă, imaginea era dată de nerom. Lucrurile s-au schimbat, dar totuși există, din păcate, suficiente resurse atunci când vorbim literatură cu o imagine mai degrabă peiorativă despre comunitățile de romi. Și tot ce ne propunem este să construim contexte de cunoaștere culturală proprie. Și unul dintre aceste, cum zic, o activitate, dacă vreți, aici, este cursul de dans indian și vrem să facem link-uri, dacă vreți, ușor, ușor, pentru că nu este ușor să abordezi subiectul acesta de identitate etnică într-o comunitate unde
Avem trei subcomunități, și anume romii ursari, vorbitori de romani, avem romii pătrași, care nu vorbesc romani, și avem și români. Iar dinamica nu este deloc plăcută. Și noi punem la oaltă copii din toate cele trei comunități, iar ei păstrează patternurile părinților lor în relaționarea dintre ei. Și este complicat. Da. Și de aceea trebuie să mergem, dacă vreți, așa, cu pași de furnică atunci când vorbim de identitate. Pentru că, da, se întâmplă, nu știu dacă e bullying, aici relația rămâne deschisă. Nu știu dacă e bullying, pentru că e ceva, nu știu, mai mult sau mai puțin, vă mărturisesc că nu am găsit în literatură ceva care să reflecte, dacă vrei, ceea ce se întâmplă în Vizurești, și anume romii râd de romi.